durere fere margini, o mică artist, de doar 10 ani, s-a stins din via. Doliu de patie în familia micuiei artiste din Rovinar, intrat în comă înainte de sărbători, din cauza unei encefalite acute. Ana Maria Gheorghiu avea numai 10 ani. Micuai era extrem de talentat, luase mai multe premii la concursuri și filmase primul videoclip cu o televiziune locală. Ana Maria Gheorghiu a început să se simtre înainte de sărbători, iar părinții au dus-o la medicul de familie care i-a prescris un tratament pentru viroz respiratorie, potrivit Pandurul. Părinții au dus-o acasă, i-au dat tratamentul prescris de medicul de familie, numai ce, micuța Ana Maria s-a simțit din ce în ce mai rău. Pe 2 aprilie, părinții au dus-o pe fetii la unitatea de primiri urgene a spitalului Rovinari. De acolo, Ana Maria Gheorghiu a fost transferat la secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgent din Târgu Jiu. Era confuz. Au chemat infecționistul, au chemat neurologul. A fost dus pe ATI, a făcut convulsii tonico-clonice, cu febră 39, și după aceea s-a stabilit să fie transferat la București, la Marie Curie. Am înțeles ce, deocamdată, starea este staționară. Este tot în com, dar foarte multe nu timp. A fost o suspiciune de encefalit, cu lichid clar. Ulterior s-a stabilit ce este o encefalit acut, a precizat joi pentru Pandurul ro.dr. Larisa Panduru, medic în cadrul Direcției de Sănătate Public DSP, Gorj. Micuța a fost transferat la Spitalul Marie Curie din București, unde s-a stins din via.